Da, n-am primit interdicție să povestim. Treaba e bună. Câteva comentarii și de la colegii noștri din platou. La varianta aia cu milionul de euro sau 2 milioane de euro. Da. Că, oarecum ar răspunde un căpșunar. Da. Deci scurt pe doi, ce să mai, nu... No, of, Doamne. Of, da, spuneam of, că sunt și nu puțini din nefericire cei care au fost pedepsiți pentru că au sunat la 112 și nu s-au conformat 100% cerințelor, ca să spunem așa. Cu alte cuvinte, omul în cunoștință de cauză, pentru că știe că dacă sună de pe telefonul lui, băieții te găsesc, da? Și tu suni și spui, Doamne, am văzut că s-a întâmplat ceva. Da. Și respecti lucrul ăla pe care ți-l spune conform legii. Știi, dacă vezi că natura, o altă persoană, în viața cuiva, nu știu ce, e pus în pericol. Da, da. După mintea ta, ai văzut că a început 20 de omor pe acolo, cumva își pun viața în pericol, da? Sau cel puțin unul dintre ei. Dar... și reacționezi pe cale de consecință. Spui, cu tare, cu tare, cu tare. De-aia doi s-au împăcat sau s-a întâmplat cine știe ce altceva. Și îți apar primii reprezentanți ai lui 112, că discutăm de ce instituție vrei tu, la mult timp după. Da. Uneori îți apar acolo, îți apar reprezentanți de la 112 la... 40 de minute sau 50 de minute după telefon, când ai o naștere, de exemplu. Când este urgență. Dar nu avem mașină. Că e plecată la dializă, că e plecată nu știu unde, plecată la altă urgență. Pentru că noi nu avem decât în Suceava câte ambulanțe. 5 sau 6 care merg. Nu? Cam atât avem. Băi, nu știu. Da? Dar în rest suntem europeni. Suntem în regulă. Nu știu. Eu nu pot să uit, odată eram mai tânăr, eram medic mai tânăr și am fost și medic mai tânăr. Da. Și am sunat la 112 să raportez un caz de nu știu ce și ne-au făcut aveam nevoie de ambulanță. Nu, că am făcut eu mișto de ei. Aveam nevoie de ambulanță și pe vremea aia eram un pic mai arogant și mi se părea că eu sunt buric cu pământului, cu câte știu și cu câte am în cap. Și aveam foarte multe la vremea. Acum cu vârsta m-am cam tâmpit. Dar... vreau să spun că am sunat la 112 și mi s-a părut total deplasat ca o domnișoară care nu era cadru medical să mă întrebe ce prim ajutor i-am acordat pacientului. Total de deplasat mi s-a părut. Și am spus, domnișoară, sunteți medic? Nu, sunteți cadru medical, nu, bun. Hai, luați o foaie și un pic ca să vă spun ce am acordat pacientului primul ajutor. Ați luat? Am luat, domnul doctor, spuneți! Tatăl nostru care ești în ceruri. Și cum îți permis să mă întrebi mine așa ceva? Înțelegi? Și eu fost, da, bine, dar de unde să știe frumos? Că bă, s-au te recomandat... Da, bineînțeles, dar ce te interesează? Ce te interesează? Bun! Metodologia de lucru, da, când ești acolo la capătul ăla de... Puneți niște persoane competente și trimiteți-mi ambulanță cu medic. Angajați medic pe ambulanță. Nu tot felul de fătuci, care n-au nicio treabă cu absolut nimic și care de obicei de la Suceava îți răspund așa, plictisite, na... să vină medic sau să nu vină medic. Nu, tată, e urgent. Dacă un medic te sună pe tine la 112 și cheamă ambulanța, înseamnă că e nașpa. Ei apare acolo sau de teore ai sunat? Da, te recomand. Te recomand. Cine ești? Sunt cu tare. Am nevoie de o salvare la dispensar. Mai sunt unii care sunt hoți de curent, știi? Și dacă spune la sunt Napoleon, trimite-ți trupele cu acea. Bine, îți dai seama, nu-i probleme, dar în momentul în care spui, domnule, sunt cu tare, am nevoie de o ambulanță la dispensar, am nevoie de o ambulanță nu știu unde. Deci nu te mai încurci în minuni, că omul ăla știe de ce e vorba. Dar, de obicei, ambulanța vine cu personal sub tine, deci sub pregătirea ta, știi? Adică pentru ce chem ambulanța? Ca să-mi vină cu ce? Numai cu un șofer și cu o asistentă? Pentru ce? Pentru transport doar, nu? Da, în loc de taxi. Superb. Superb și nimic mai mult. Da, plus că ai girofar, știi? Adică distanța nu se scurtează, dar timpul... Angajați naibii medic pe ambulanță. De ce nu vin? Pentru că spun eu, Max. Pentru că-ți plătiți prost. Salarii puține, muncă de aici până la Dumnezeu. Salarii nu sunt mici. Sunt mici, da. Muncă de aici până nu știu pe unde, supra-solicitare, urgent, risc foarte mare, pentru că noi ca medici nu suntem protejați absolut deloc, înțelegi? Absolut eu pot să mă duc oriunde și să-mi iau peste ochi, stai, fără niciun fel stai, de problemă. Povestea cineva, înțelegi? Apropo de chestia asta. Despre ce vorbim, băi?
Deci a dus pacient cu ambulanță, cu girofar și cu toate alea și cu aparținătorul care, bă, dacă nu supraviețuiește, ți-au gâtul. Deci a ajuns omul și cu coastele vinete până la spital și cu o spaima vieții pentru că aparținătorul... Da? Păi de asta nu-ți vine lumea. Pentru că ceea ce am mai spus, avem legi proaste care nu... Max, avem ceea ce merităm, Max. Ce minunat în țara asta. Max, gândește un pic. Hai să spun o chestie care va apărea, care am scris-o pentru ziar. Uite, tot spun în exclusivitate astăzi, pentru mâine. Da. E minunat în țara asta, omule. E minunat. Nu muncești, nicăieri, nu te interesează. Sau muncești în afara țării, da? Ai o problemă medicală. Vii, plătești 200 de lei la finanțe, mergi la casa de asigurări, îți dă adeverință de asigurat și cu 200 de lei max ai dreptul la orice. Proteze, orteze, operații, transplant, medicamente compensate, consultații, bilete de trimitere unde vrei și cât vrei, tratament, balneofizioterapie, ce vrei tu pe 200 de lei, remeneuri, tomografe, ce vrea mușchiul tău. Pe 200 de lei. Trebuie să stai la cozi, trebuie să, nu? Te interesează, ai plătit 200 de lei. Atât. Și te operezi de pietre la fire sau te operezi de ulcer, da? Operații care costă 30-40 de milioane sau 50 de milioane, depinde cine ți-o faci, sau 100 de milioane. Da. Cu 2 milioane. Te-ai scos. Vrei să faci școală? Nicio problemă. Școala este gratuită. Fals. Toți proști dintre noi plătim ca tu să faci școală. Da? Toți plătim, doar școala este plătită de la bugetul de stat, nimica nu e gratis, da? Bun, ai făcut școală, ai făcut liceu, ai făcut facultate, frumoșile, ai făcut masterat. Nicio problemă. Deja discutăm de cheltuiel. Da, gratuit, Max, gratuit. Că tu nu-ți plătești școala. Da? Nu, plătești multe pe lângă. Nu contează, dar este gratuit. În alte țări plătești și școala. A, da? Bun, te-ai făcut specialist. Ce onoare mai mare pe tine decât ca medic, ca profesor, ca specialist, decât să lucrezi pe câteva sute de lei aruncate în batjocură. Onoare fenomenală. Și atunci ce faci? Când ți se spune de la nivel central, nu-mi interesează, nu-ți convine, tai-o. Și o tai. O tai, căpșul n-ar, nu? Nu contează. Sau mergi specialist în domeniul tău și ajungi la o viață decentă, la bani, la una, la alta, în străinătate. Pe banii cui? Școlarizat, gratis, în România. E superb. E minunat. În alte țări, ca să ajungi medic, plătești cu zecile de mii de euro. Cu zecile de mii de euro plătești. Studii, tot ce vrei tu, le plătești. Da? De asta e și altfel sistemul la ei. La noi nu te costă nimic să ajungi medic. Nimic. E nimic. Nimic, Max. Da, așa că te costă ca timp, ca... adică, zi-mi tu mie că a fost ușor să ajungi medic. Eu nu spun că a fost ușor. Eu nu spun că a fost ușor. Câte cheltuieli au avut și ai tăi? Eu nu spun că a fost ușor. Eu spun ce te costă. Te costă întreținerea ta. Da. Dacă stai, care oricum te-ar costa în cam orice situație. Orice situație. Dacă stai la cămin, nu e așa mult, da? Da. Tu, studenți, în general, mănâncă un sandwich, două felii de pâine și între ele alte felii de pâine. Și la medicină la fel? Da. Mă gândeam că sunt un fel de supra-oameni. Nu, și aia de la medicină la fel. Problema se punea acută de sărăcie în momentul în care nu mai aveam cafea și țigări. Atunci chiar eram săraci. Da? Dar până atunci, cât timp exista ca cafea și țigări, nu era niciun fel de problemă. Înțelegi? Deci nu te costă nimic, e minunat în țara asta, măi. De ce mai hulim atâta, măi? Bă, asta ce mi-ai spus acum cu 2 lei, 3 lei să-ți rezolvi mii de probleme. Este așa sau nu este așa? Este așa, da? Așa este. Așa este. No, și știi care e problema? Pentru că, dintr-o anumită perspectivă, chiar n-are sens să discutăm mai mult, dar e totul făcut după sistemul Hey Rup, totul e făcut după sistemul hai să facem că uite ce... Și cât poate ține asta? Cât poate ține? Spre exemplu asta cu cardul de sănătate. Stai că e vineri asta, stai să vedem ce se întâmplă asta. Mai am înțeles că ați numit-o Black Friday. Îndată ajung la cabinet. Voi aveți mai Black Friday. Da, și vedem. Da? Da, Black Friday. Mai e și marți, se mai întâmplă și marți. Marți, Friday, și marți se mai întâmplă niște minuni. Am înțeles că, în principiu, o marți din două sau din trei nu funcționează dimineața absolut deloc. Deci,
se face economie în sistem. Eu m-am obișnuit cu ideea. Deci eu nici nu mă mai enervez. Dar să vezi fază. La mine la cabinet sunt întreruperi de curent, da? Deci când ți-e lumea mai dragă, pe cuvântul meu, când ți-e lumea mai dragă... Pe lângă faptul că nu merge ăla... Deci sunt șocuri de curent. Cade cu curentul. Pentru o jumătate de minut, dai seama că îmi dă peste cap tot, da? Nu, în fine. Ups, sau laptop Ups. Cu baterie bună. Da. În fine. N-am așa ceva. Eu lucrez la dispensarul comunal, nu am laptop, nu știu de care. În fine. Și... Nu mă, cu baterie bună, deci nu... Nu mai am baterie, dar s-o stricat bateria. Și lucrez fără baterie, numai cu cablu. De asta zicem, da. Da. Păi așa e România, na, ce vrei. Cu laptopul la coada face, asta e tot. Da. E, și se întrebi curentul. Deci cade, pac, 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 nicio problemă. Ei, s-a apucă lumea să facă circ. Bun, domne, cade într-o zi, în două, și cade de multe ori pe zi. Îți dai seama. Da. Calculatoarele de la farmacie, de la primărie, de la mine, de la cabinet, calculatoarele personale ale celor care stau pe Facebook. Din sat de acolo, da, pe Yahoo Messenger și pe ce mai stau ei, da, se cam duc la vale. Și începe lumea să sune. Personal am sunat și eu la faimoasa firmă care se ocupă de curentul ăsta în România, care bănuiesc că nu mai e de proprietate a statului. În fine, băi, se întâmplă fenomene. Pică curentul face aia la care unul plictisit de acolo mie mi-a spus la un moment dat că îți devine graurii care se așează pe fire. La viceprimarul de acolo, de la mine, i-a spus că sunt berzele care se așează pe fire, da? Deci totul este o mare nebunie și o mare hămăială. Cum să fie divină graure care stau pe firele de curent și mi întrerup mie curent, nu pot da eu rețeta electronică la pacient. Graure, ve. Eu știam că graure stau în pombe, stau în nu știu ce, nu stau pe fire, ve. Sau berzele, ve. Și să caute berzele pe firele de înalt de tensiune. Spune tu răspunzi de la Ion, deci, ce mai vrei de la ăștia? Eu cred că era unul, știi că mai sunt de astea, știi? De suni, pa, vreau cu ăla, că... Bă, dar cine la telefon? Ne pot să lăsești pe mine. Așa pe am făcut și eu când eram student și eram la spital, în stagiu, și aveam acces la telefonul de pe secție, la medicină internă, și sunau oamenii să se intereseze despre așa, și noi răspundeam că nu-i pe secție, stai să ne uităm la morgă, dacă nu-i... Dă-i seama așa, se făceau albastri, îți dai seama că sun la spital, bă, ce face unchiul? Bă, dar nu mai e în salon, stai să ne uităm la morgă, dacă-i sau nu, știi? Deci am făcut și eu glume de astea și mi se păreau savuroase. Bă, mi se păreau savuroase la momentul ăla, că se făcea așa o liniște de telefon, poftim. Domnule, nu e în salon. Ne uităm la morgă. În două minute vă spuneam înapoi, nicio problemă, știi? Ce să mai vorbim, mă? Până ne prindeau asemenea și ne dădeau afară. În fine. Dar asta erau glume de studenți proști, na, copchii tineri, na, ce să faci? Dar să-mi spui tu mie de la Ion că așează graurii pe fire. Nu poți să crezi așa ceva. Eu cred că tot așa era vreo unul care... Era vreo unul care n-avea nicio treabă, bă. Tot ca și voi, mă, știi, bă, că ai mea la morgă. Bă, dar o sunat viceprimarul, bă, omule, o sunat viceprimarul din comun. Deci, autoritate, hai că eu ca eu, domnule, du-te în aia. Da, bă, dar o fi terminat asta de vorbit și la urmă o fi zis, am uitat să mă recomand că sunt viceprimarul. Da, berzele, bă, s-au așezat berzele pe fire, graurii, bă, pe fire, bă, graurii. Eu nu știu, să arăt eu un documentar foarte interesant vis-a-vis de păsările care se așează. E făcut de ăștia la Pixar. Ah, bun. Eu... Știi, cu multe vrăbiuțe care stau, da, și la un moment dat vine un cocostâr care se așează pe... Știi documentarul. Și când se așează cocostârcul și se lasă toată aia în jos, vrăbiuțele își dau seama că e din cauza lui cocostârcul. Și încep și dau în degete până când ăsta scapă degetele la cocostârcul, da? Și la urmă când rămâne la ultima gheruță, o vrăbiuță și dă seama ce se întâmplă. Și încearcă să le oprească, dar nu mai e, rău s-a făcut. Da. Și când dă drumul de aici, ca la arc, așa, sar toate vrăbiuțele de pe și când cad înapoi pe pământ, cad fără pene. Adică sunt la bustul gol. Documentarul ăsta la Pixar e fenomenal. Mie mi se pare genial. Cred că era omul în baza a documentarului proaspăt urmărit și de-aia au zis de grauri, de barză, da, de... Păi, nu știu. A fost un tip care făcea reptilieni, mișto. Da. Mâine, cine spune, domnule, un dinozaur, doamne, ceva avem, știi, dai seama, știi. Sună acolo, știți că nu merge aia. Eu cred că e la dinozaurul din care s-a făcut petrolul, sigur că da, și da, mai da. Apoi...
Era, avea virusul ăsta, cum îi zice? Zika. Zika. Virusul zombie, da. Virusul Z. Băi, băi, deci nu, e fenomenal țara asta, băi. Deci eu îți spun, deci n-ai, băi, Max. Deci nu există așa, așa ceva. Deci să-mi dai tu mie răspuns, da, mai firma. Că, bine, mie în condiții în care poți să-mi strici calculatorul, știi de ce îți dai seama? Ce te-a mâncat pe tine să-i suni? Da, îmi strica, mă, omule, laptop, mă, nu aveam cu ce lucra. Hai să spun o fază. În urmă cu ceva vreme... Graure. Primesc, nu graure, primesc o hârtie de minunată de la Eon. Băi, am zis, fii atent, am primit, că nu era factură, știi, se vedea, era altceva. Aniversar. Mulțumiri ceva, da, cadou ceva. Stai că se întâmplă ceva. Deschid plicul. Asta era cu un an sau doi. Deschid plicul. Pentru a fi mai aproape de dumneavoastră, pentru îmbunătățirea serviciilor pe care le avem, ceva. Zic, mamă, bă, au făcut ăștia vreo un birou, ceva, nu mai stai cum stai la coadă în centru. No. Da? Am mai creat un număr de telefon. Bun. Apelabil, gratuit, moca, sigur, adică da, suri, da, n-ai nicio treabă. Măi, se produce o încurcătură la facturile plătite, știi? De nu înțelegeam că îți bagi degetele în creier și nu înțelegi ce se întâmplă cu facturile. Și vin 2-3 facturi pe lună vin. Nu, dar sunt niște cifre care nu s-au bat seamănă, dar nu. Nu, sunt ok. E noaptea minții. Păi și mă pune în naiba și sun la numărul ăla de telefon. Aolea. La ăla, prietenia, corazon, prietenia, frate. Prietenia, da, da. Vă informăm, ești clientul nostru în sprijinul ca să îți arătăm respectul. Ce mai important, da, da, da. Bă, cât crezi că am așteptat la telefon? O oră. O oră. Aproape. Aici. La 40 de minute am cedat psihic. Aoleu. S-au pus muzică de aia, nu? Da, feng shui. Feng shui. Îți dai seama că feng shui-ul ăla, nu știu, cred că au un soft sau un termometru, te simt cât de nervos ești. Și cetățeanul ăla care e acolo în centru, e angajatul unei societăți de bază, dar el nu are treabă cu ce e acolo. Tu ai văzut, cred că omul ăla psiholog. Ăla știe imediat, mă, ce deci ai nevoie. Te simte imediat. Bă, deci m-a luat, mi-a dat un păhăruț cu apă, venise. Vreau să discut. Că să-mi dau seama că, de fapt, oamenii de acolo sunt niște angajați care nu-mi doresc viața lor, îți spun sincer. Așa este. N-am văzut așa pe nimeni să vină acolo feng shui, zen, știi? Da, mi-a stăiat curentul. Na, și hai. Cam cât amendă vreți să vă plătesc? Decât atât. Nicio problemă. Știi? Adică toată lumea vine acolo bubă. Da, că are ceva, are o problemă. E normal, că nu vii de drag. Oamenii ăia săraci n-au nicio vină. E de vină investitorul ăsta minunat care câștigat dreptul de a repartiza curentul după bunul lui plac în Românica, fără a mai investi mare lucru. Normal. Cu largul concurs al celor care conduc. Evident. De destinile țării este. Așa. Da? Și pe care noi o să-i votăm din nou la toamnă. O să-i credem din nou și o să punem botul și o să votăm că vom face, că vom drege, că vă vom da, dacă nu vă vom lua. Și tot așa, băi, omule, băi. Tu crezi că așa, da, băi? Da, da, da. Ce da. Se faci, băi? Ei, și spuneam, deci după o oră de vorbit cu robotul m-am plictisit, până la urmă am ajuns acolo, dar m-au calmat oamenii și păi și era o chestie, cum să spun, de... Dar când aveai și în centru, aveai și aici, da, erau era mai, și mai dincolo, multe era puncte, și acolo, da. Erau, păi, erau puncte, și niște locuri de muncă, mi-aduc aminte ca acum, doamnele de acolo, foarte drăguțe, ții minte... Că te mai ducești, n-am bani de tot acum. Păi plătiți până la indexul de nu știu cât, adică... Da, te mai ajutau, da. Păi era o variantă este, de asta de... Te mai ajutau. Te mai ajutau, nu era așa mult coadă, deci nu pierdeai așa nu, de mult timp. Ei, nu, coadă cam era de dar fiecare nu pierdeai dată, așa de mult timp, Max, pentru că aveai alternative. Puteai să mergi în centru, puteai să mergi, nu știu unde, acolo lângă Petroaș, puteai să mergi... Băi, acum poți plăti unde vrea mușchiul tău, nu-i problemă. Da, plătești la roboțel, nu e o problemă. Plătești la roboțel, la banca ta, la toate, hipermarket, ok. Online poți plătești. Dar dacă ai o problemă și se întâmplă să ai o problemă, nu de puține ori, numai acolo. Numai acolo, cu număr de ordine, cu tot ce trebuie. Da. Da, e fenomenal. Bun, noi ca noi, dar vine unul. Ce localități de astea avem noi? Mușenița? Are unul de acolo. Da. Vine ăsta, îi fură contorul. Deci vine cu autobuzul de 3 noaptea. Până... Da? Corect. Nu e în regulă. Se trezește omul la 3 ca să ajungă la autobuz la 4, să fie la 7 la Suceava. Programul începe la 9. Da?
Da. Ai ghinionul să mai ai și vreo 50 în față, uite, stai o zi și o noapte pierdută fix la ca să pui tu o întrebare. Da. Să pui o întrebare. Nu mi se pare corect. Apropo de asta, mi-am adus aminte de... Da, Max, dar românii nu fac scandal. Faceți circ, bă. Că la spital, dacă vii și stai la... Da, uite, la spital, propun... dacă vii și stai la coadă 2 ore, sau au. La cabinet medical, vai, te lasă să mori, nu se poate, eu plătesc. Fă circ și la Ion, prietene. Că și la Ion plătești. Și stai mai mult de 2 ore. Stai mai mult de 2 ore, dar acolo se spune nu vrei, nu-ți convine. Ai bun de ordine, știi? Nu-ți convine, du-te la altul. Altul la care? Altul ce? Altul ce? La altul ce? Taci, ai... înghiți și stai... Aici de bine de rău te mai duci. La spital când vii, bam, drepturi, bă, plătesc asigurare. Bă, ce Axel Technologie. A? Plătesc asigurare 200 de lei și vreau să am un... Vreau să-mi faceți RMN. Vrei, plătit? Da, vreau să... Da, te-am plătit din banii mei. Vreau să-mi faceți RMN și CT și tomograf și să-mi faceți toate analizele posibile și imposibile. Că am plătit eu 200 de lei. Da. Și asta văd la televizor, nu-i vina lor. Mai ții minte, era apropo de asta, știi cum răspundeam, cum ai zis, cum răspundeai tu la telefon, noi mai sunam, știi, și alo, familia cu tare, ăla e acasă, închideam. Da, știi ăla cu Gică, nu? Știi, cu Gică, nu? Cu? Cu Gică, starea de perplexitate. Da. Superb. Deci, superb. Dar, știi cum, problema e următoarea, Florentine, nu mi-l aduc aminte 100% că erau, deci era simpozion sau ce era ăla, da. Și era o chestie foarte clară. Vine omul și spune, există mai multe stadii de enervare. Da. Nervos, foarte nervos, da, calm, hiper. Nervos, da. Nervos și perplex. Și perplex. Da, da, da. Da? Bun, dar acum aici cu stadiile erau detalii. Nu știu, prima oară sună Gică și spune, domnule, bună ziua, aș dori cu Gică. Bună ziua, nu e niciun Gică la noi acasă, la aici. Mă scuzați, îmi cer scuze, dar... Vedeți, asta este starea de calm, știi? Da. Vom demonstra acum starea de iritabilitate. Da, vom forma același număr. Bună ziua, bună ziua. Aș dori cu Gică, vă rog frumos. Domnule, v-am spus că nu e niciun Gică aici, da? Bine, mulțumesc. Bine, închide. Vă vom demonstra acum starea de nervozitate. Vom forma același număr. Alo, bună ziua, Gică este. Doamne, v-am spus niciun Gică aici. Și tot așa îl toacă pe ăsta, starea de furie extremă. Vom forma același număr. Alo, ăsta cu Gică. Doamne, scandal, ce paralel. Și acum starea de perplexitate. Vom forma același număr. Bună ziua, sunt Gică, m-a căutat cineva la dumneavoastră. Deci rămâi perplex, deci nu ai rămâi fără cuvinte. Aia, nu mai ai ce să spui, înțelegi? Apropo de stările de nervozitate, apropo de convorbiri telefonice, monitorul de Suceava ne prezintă astăzi o situație, pentru că un regulament nou va fi superb la spital. Convorbirile telefonice private nejustificate în timpul programului, interzise personalului din spitalul de urgență. Convorbirile telefonice private nejustificate în timpul programului. Și cum? Păi, de asta am pus și o întrebare. Cum? Cum știi că sunt nejustificat? Pen 1. Uite, Max, uite, Max, Pixar. Ăsta-i documentarul de care vorbeam. Îl știi? Ia. Un picuț, dă așa cadru general, că nu e problemă, e YouTube, nu? Ia. Ia. Deci ăsta e documentarul de care vă vorbeam. Cu graurii care se așează pe... Și nu merge mie sistemul electronic. Nu merge cardul mie. Uite, Max, din cauza asta nu merge. Da, nu, asta e explicația pe care v-au dat-o. Ce de la Ion. Ăștia-s grauri. Ăștia-s grauri, da? Ăsta-i cocostârc. Nu, barza. Barza. Da, deci asta e barza. Da? Urmează momentul tragic în care... vine cu Costârcu, care încearcă și el să vorbească pe acolo. Nu face parte din gașca lor. Ați văzut? Ești stâlpii de înaltă tensiune? Sigur că da. Și mai încolo e dispensar. L-ai văzut? Ia. Și acum, barza care îi deranjează. Aia. Superb. Vedeți că se produce deranjul? Da. Nervozitatea e maximă. Nervozitatea e maximă. Nu s-a ajuns la stare de perplexitate. Aia e ultima fază. Aia e ultima fază. Când se... Îți spui ce s-a întâmplat. Așa. Și ăștia, acum... Ăsta e momentul în care încă funcționează curentul. Da. Da? Încă mai dăm o rețetă electronică. Mie-mi plac cum fac ăștia galerie. Așa. Da.
Asta seara că nu știe ce se întâmplă. Stai, acum ai... Vrăbiuță, așa, da seama. Superb! Nu apucă să-ți salveze. Superb! Aici au rămas perele. Cred că după momentul în care încep să cadă vrăbiuțele, deja ar trebui să punem bulnița de 18 ani. Adică... Numai pene. Superb! Deci acesta este documentarul de baza căruia am înțeles că ne-au explicat și cel la E1. Anunță această care toți beneficiarii din rețete electronice compensate să se uite la documentar să-și explice de ce nu vor primi astăzi tratamentul. Da, să dacă pică curentul, da? Acutizarea... Maică, să-mi cauți și mie documentarul ăla, că nu l-am înțeles din prima. Acutizarea bolilor cronice. Explicație. Bun. Hai super, să ne întoarcem la convorbirile telefonice nejustificate, private, da? Acum, întrebare... Da. Sunt convorbiri de-astea care trec prin centrala spitalului. Mai folosește cineva telefonul fix? Nu, dar probabil o să toarne unul pe altul, așa cum se practică în colectivitate. Deci, mi-l și închipui pe director, Vasile Rembo. Da, domnul director. Da. Dă-mă telefonul cu aceea să văd. Cu cine, vorbești, da. Cu cine ai vorbit? Cu mama, sărac. A? Da, înțelegi? Of. Da, e super tare, da. Da. Deci, telefonul în timpul actului medical. Asta mi se pare corect. Deci, domnule, în timpul actului medical n-ai ce vorbi la telefon, foarte clar. Deci nu, eu știu când sunt la consultații, mă sună cineva la telefon, nu răspund. Deci asta e foarte clar. Dar acum să-mi spui tu mie, Costi, iei telefoane, iai tu telefonul lui Nae, lui doctorul Dobromir. Ai curaj? Mai nu, dar aș pune un șuț. La Nae. Mănâncă de viola, bă. Deci, ia-i tu telefonul. Managerul spitalului ne-a declarat ieri că a interzis personalului utilizarea telefoanelor în timpul serviciului pentru convorbiri personale. Interdicția vizează toate discuțiile telefonice personale care nu au caracter de urgență, da, sau legătură cu serviciul și este aplicabilă întregului personal de la brancardier până la medici. Mai, cum sigur să spun, dintr-un anumit punct foarte de vedere, bine, da, de da, normalitate. Dar, zău dacă știu, adică... Care e eficiența? Cum poți să... Bun, și dacă eu vorbesc la telefon, ce se întâmplă? Îmi faci ce? Mai, în primul și în primul rând, eu zic că toată chestiunea asta la modul următor. Da. Ca la școală. Ca la școală. Ți-l dă la finalul orilor. La finalul orilor, da. Băi, sunt medici, băi, sunt ocupați, îi sună un pacient, îi sună altul, îi sună altul. Nu poți să-mi interzici să răspund la telefon, că nu ai cum. Na. Atunci fă-le pagere, cum era prin film, mai ții minte? Cu da, pagerul. Da, da, locul da. Cutar este chemat la camera nu știu care. Prin pager. Bang, fă-le din astea. Mai, eu cred că în primul și în primul rând ar trebui să... În primul și în primul rând ar trebui încă un spital. Ar mai trebui un număr dublu de medici, băi, înțelegi? Da, asta ar trebui în primul și în primul spital, rând. Parcă au din ce în ce mai des. Așa este, deci, așa da? Trebuie. Așa nu mai face față spitalul ăsta. Sunt din ce în ce mai mulți bolnavi an de an. Din ce în ce mai mulți bolnavi an de an. Și nu e mai simplu să-i faci pe ăștia mai sănătoși? Cum? Cu un pic de igienă, cu un pic de educație. Da, asta se ocupă medicul din linia întâi, adică J. Subsemnatul, da? Ajută-l pe ăsta, eu decât... Cum să spun? Adică mie mi se pare normal să închid robinetul și să scot apa, nu să mi-aduc două ligiene ca să scot apa la inundație din casă, știi? Total de acord. Dar dacă tu pe mine m-ai transformat într-un scrib... Itist, da? Care este frică să mai prescrie medicamente din cauza că îi vor fi imputate, da? Care este frică să mai facă servicii din cauza că îi vor fi imputate la un moment dat, da? Din vari motive, da? Dacă mine m-ai transformat într-un script care îți preiau o rețetă compensată și mult pa și în rest eu mă ocup de hârțogăraie, ce educație să-ți fac eu ție? Ce prevenție să-ți fac eu ție? Niciuna. În condiții în care eu trebuie să fiu atent la ceea ce scriu și ceea ce fac, atât.
Asta este obiectivul meu primordial. Da, pentru că dacă greșești trei rețete, le plătești pe lună, le plătești timp de 3 luni de zile, le plătești. Conform vechiului contract, luai și 10%. Dar le plătești, îți impute medicamentele, deci. Îți impute medicamentele, le plătești. Aha. Tu n-ai adus niciun prejudiciu, n-ai băut tu medicamentele, le-ai băut bolnavul, naibii, deci nu tu. Da. Da? Dar tu plătești medicamente ca și cum le-ai fi luat tu, ca și cum le-ai fi furat tu. Îți mai trebuie? Mult, pa, nu sunt curios. Ce rețetă ai? Păi da, am o rețetă de la psihiatrie și costă 50 de milioane pe lună. Poftim bilet de trimitere să-ți prescrii psihiatru în fiecare lună. Nu mă interesează să-ți prescriu eu. Nu-ți convine? Du-te la altul. Eu nu-ți prescriu, pentru că mi-este frică. Punct. Din punct de vedere medical, ce stat suntem noi? Stat social, nu? Sau cum? Adică absolut... Stat social, medicină socială și da. Vrăjeală. Da? Da, e o problemă, adică... Ar trebui să faci ca la EON, dar nu cum fac ăștia. Contract individual de sănătate. Nu, că să știi că mulți sau multe din persoanele în vârstă, băi, dar ce vrei, că la naiba o viață... Da, din cauza faptului că unii care o viață întreagă n-au contribuit cu niciun leu... Nimic. Nimic. Și acum, sau, doar și consum, acum da. Nu au contribuit și nici nu contribuie și nici nu-și doresc vreodată să contribuie cu niciun consumă, leu. Atât, că au drept. Consumă pentru că... Da? Și nu consumă numai ei. Consumă și co-asigurații care sunt pe lângă ei, care nici aia nu plătește în viața lor un leu. Adică tu gândești, Max, dacă tu, de exemplu, mergi și te asiguri cu 200 de lei pe lună, mai beneficiază și nevastă ta. Da? De asigurarea ta. Deci tu poți să cheltuiești la dublu. La cheltuiești... dublu, triplu, dacă mai ai și vreo câțiva prin bătătură, nu? Copiii bun, dar știi, dar na, tu gândești un pic, ăsta este sistem normal? Nu. Știi? Și da. Toată presiunea asta, pe cine vine? Pe medic. Da. Tu ai spus bine, dar din punctul meu de vedere, la Suceava mai trebuie încă un spital. Încă unul. Da, e o temă pe care o tot aud. Da. Măcar de copii, măcar de pediatrie sau ceva, măcar de copii. Mai trebuie încă un spital. Și dacă nu, de cronici. Sunt foarte mulți cronici. Foarte, 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 foarte mulți. Eu unul rămân la ideea și părerea mea, știi, poate partea asta de prevenție, poate un pic mai mult sport nu ne-ar strica. Poate un pic mai multă mâncare sau mai bună mâncare sau mâncare mai sănătoasă. Doamne, dar programe acord, care pot fi implementate. Uite, da, un program extraordinar. Și spun sincer, adică mie personal la momentul respectiv nu mi-a plăcut absolut deloc prestația ministrului sănătății Nicolaescu. Dar starea de evaluare a nației, de evaluare de sănătate, mă, a fost un program bun. Am înțeles că eu funcționez la cabinet cu laptopul dat de Nicolaescu. Cu imprimanta dată de Nicolaescu. Așa. Ministerul Sănătății a dat la medicii de familie laptopuri și imprimante. Moca. Pentru că așa e normal. Angajatul de la fisc nu vine cu calculatorul de acasă. Angajatul de la DSP nu vine cu laptopul de acasă. De la casa de asigurări la fel nu vin cu alte de acasă de la ei. Pe mine nu mă interesează astea. Deci asta se pierde din vedere în linia întâi, în medicina primară. Da? E că depinde ce și propui de la pentru că medicină asta și de la... Da. Din vedere. Acum ne-au făcut pe toți niște IT și niște conțopiști de hârțoage și cam asta este. Și după aceea ragi și timiri că lumea e așa de bolnavă. Păi dacă eu nu fac treaba mea pentru care m-am pregătit și pentru care sunt pus acolo de prevenție, pentru că nu am timp și nu am chef și mi-este frică să o fac, așa ca mine sunt N. Dacă eu... Singura mea grijă este să fiu acoperit de hârtie. Asta e singura mea grijă. Asta e țara. Ai hârtie, pacientul poate să crape că tu nu pățești nimic și nu e nimic. Dacă ai hârtie, da. Da, poți să crap mâine. Liniștit. Și nu sunt curios. Am hârtie. Doamne, dar am venit ieri, l-am verificat, am făcut ITP-ul la noastră. Am hârtie aici, că totul așa, la revedere. O murit după jumătate de oră. Am hârtie. Nu-i curios nimeni. Deci de asta trebuie să te acoperi de hârtie, da? Deci primul și în primul rând hârtia, apoi pacientul. Din păcate, asta este adevărul, real. Care îl spun eu, nu care îl mai spun ăștia prin presă că vai, halatele albe și jurământul lui Hipocrat. Hai să fim serioși.
Jurământul lui Hipocrat nu ține de foame, în primul și în primul rând, și nu te apără de anumite abuzuri. Deci am pornit toată această discuție de la convorbirile telefonice și mai precis de la cel de-al doilea spital de care Să știi că asta este o Da, eu eram bun. Acum nu știu ce e mai ieftin, dar cu siguranță mult mai bun ar fi să reușim să-i facem pe unii oameni mai sănătoși. Prevenție. Sau să venim cu mai multe lucruri. Vorbeam la un moment dat cu un alt medic și îmi spunea pe acest lucru: domne, foarte mult pleacă de la igienă. Deci atât de mult insista pe igienă încât... Doamne, dar așa cum zis eu, paranoic pe unele chestii, ajung să constat că sunt unii oameni care sunt paranoici pe feliuța lor. Da, corect, total de acord. Na, foarte multe pleacă de la igienă, în fine, nu toate. Na, adică revenind la articolul cu convorbirile telefonice și medalon și publicitate, spune așa managerul Vasile Râmbu: am recurs la această măsură pentru a elimina un disconfort al pacienților și este un act de politețe, de respect. Sigur. Față de cel de lângă tine. Eu îndrăznesc să spun că în primul și în primul rând aici discutăm de cei 7 ani de acasă pe normalitate, care, Max. Din păcate, și unii medici și mulți pacienți se pare că i-au absolvit la regim fără frecvență. Așa este. E o problemă, pentru că altfel ce regulament ar trebui să fie, da? Cum ar fi ca în timpul emisiunii să încep să vorbesc? Ne apucăm, da. Deci... Măi, e o chestie de bun simț, e o chestie de normalitate. N-ai să vezi nicăieri pe afară medicul lăsând pacientul pe canapea și începând... Bă, să schimbe rețete. Da, știi? Deci nu se poate. Deci nu. Asta nu este corect. Deci nu e normal. Ăsta este un act de normalitate. E ceva... De... Și pe mii de ori când te sun, da? Nu îmi răspunzi. Nu pot. După nici 5 minute sau când se termină, bănuiesc, consultația sau așa, primesc apel înapoi. Da. E o chestie de normalitate. Da. Asta e normal. Da. Nu poți să lași omul pe canapea sau cu... Dar cred că... Bun, adevărul e că aici e și o problemă. Am devenit ușor dependenți de tot ceea ce înseamnă gadget-uri de astea. Da, așa este. Și, da. Și le folosim. Le folosim totuși. Deși cred că în bună măsură ne folosesc și ele pe noi. Tot pentru asigurarea intimității pacientului, actul medical nu se exercită în prezența vizitatorilor, chiar dacă corect. Aceștia sunt din familie sau prieteni. O altă interdicție legată de telefoane se referă la spațiile cu aparatură medicală de înaltă performanță, precum și în sălile de operație ATI. Sau saloanele ATI, în care este interzis să se intra cu telefoane mobile în funcțiune. Da. Eu nu le propun o modalitate mult mai simplă, știi? Doamne, ai de asta, da. Păcați acolo la radiologie, că pleacă, intră cu telefoane și intră cu smartphone și ies fără. Ies cu niște cutiuțe, nu? Da. Ce vorbim aici? Măsuri similare cu cele instituite la Spitalul de Urgență Suceava legate de convorbiri personale în timpul programului au fost luate încă din 2012 la Poliția Rutieră, la Ministerul Educației, în foarte multe companii multinaționale și în sectorul bancar, dar și în unele primării și instituții de administrație publică. Da, bine. Astea pe hârtie dau foarte bine, Max, dar în principiu nu se respectă absolut deloc. Da. Deci nu... Astea dau pe hârtie, dau foarte bine. Băi, să nu mai faceți, băi, vrem să fie toată atenția numai la pacient, vreau să fie, da, total de acord, dar nu o să respecte chiar. Deci cine are de făcut face, consultat cu mare atenție, consultă cu mare atenție. Sigur că da, și pe la instituțiile astea la fel, deci eu am mai fost să mai fac un alt așa, am avut de N ori de așteptat după unele care, sau după alții, care vorbeau la telefon în interes personal, înțelegi? Primul implant de stimulator cardiac la Spitalul de Urgență Suceava a fost efectuat de un medic în vârstă de 36 de ani. Da. Cu amănunte venim imediat după publicitate. Da.